La spectacolul Folclorul Tradițional din Mehedinți și Valea Timocului au participat 3 ansambluri din România. Este vorba despre Liliac de la Ponoare, Liliacul de Baia de Aramă și Dunav din Zvinița. Cu ajutorul coregrafului nostru vom arăta tuturor ce înseamnă dansul sârbesc. Dansul reprezintă o plăcere, dansez din plăcerea împreună cu colegii mei, sunt mândră că fac parte din acest ansamblu. Tineri și copii români și sârbi vor arăta tradițiile frumoase românești și ale românilor din Serbia pentru a apropia mai mult colaborarea noastră. La spectacol a participat și ansamblul Lubnița din Serbia, care a încântat prin vestimentație și mișcări. Ansamblul vine din satul Lubnița, e sat pur românesc, un ansamblu care există aproape 60 de ani, precis 54 de ani, și cel mai interesant e de prima dată în țara mamă, adică în România. Publicul a privit impresionat spectacolul desfășurat pe scena amplasată pe strada Crișan. Spectacolul este foarte frumos, încadrează în ceea ce vreau să prezinte copiii astăzi fiind sărbătoare. Spectacolul e deosebit și respectă, să zicem, întrucâtva scopul proiectului, identitate, cultură, comune, tradiții. Participanții la spectacol au demonstrat că românii care trăiesc în Serbia și cei din țara mamă au rădăcini comune și în dans și în cântec.